când facem o sistematizare a situației din teritorii, primim rapoartele observatorilor noștri. Bineînțeles că fraude pentru, să zicem, a cere invalidarea alegerilor, parcă nu avem. De aceea, clar că vom fi de acord cu rezultatele alegerilor. Una ce vreau să declar, că noi ne-am îndeplinit obligațiunile față de societate, am făcut tot posibilul și iată cei 41 n-au mers pe calea de formare a unei guvernări corupte, care a fost propusă de către președintele Voronin și adepții lui. Deci, pe data de 5 aprilie, la conferința de presă, Voronin a pus bomba aceea cu explozie întârziate, când a declarat că nu va merge nici la un dialog politic cu formațiunile care au acces în Parlament, dar va merge la conlucrări directe cu unei exponenți ai fracțiunilor parlamentare. Deci, eșecul este pe față. Comuniștii au pierdut aceste alegeri, minus până la moment 13 mandate în Parlament. Bineînțeles că este o pierdere colosală pentru comuniști și trebuie să dea seama că pentru viitor ei vor dispărea cu totul din spectru politic al Republicii Moldova. Acum, ce fel de coaliții sunt posibile mai departe? Cum vedeți dumneavoastră? Nu, coaliții posibile sunt mai multe, dar e clar că acea coaliție care noi am format-o, trei formațiuni politice, iată, încă în alegerile precedente, ea rămâne funcțională și noi am avut și, de fapt, o campanie electorală comună, coordonată. Avem și un consiliu, un coordonator acestei coaliții. Acum, cel mai posibil și ar fi o coaliție a tuturor forțelor necomuniste din Republica Moldova. Am avea 53 de mandate la moment, ceea ce ne-ar permite să alegem conducerea Parlamentului, să constituim guvernul și să activăm în numele cetățenilor Republicii Moldova. Alte coaliții, în orice caz, până la momentul de față, eu nu le-aș vedea. Iată, formula care v-am nominalizat-o ar permite ca această guvernare să demonstreze că este aptă, capabilă de a guverna țara, s-ar înregistra, bineînțeles, progrese, ar reveni în țară Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială. Am traduce în viață promisiunile care au fost făcute de ministrii de externe a Uniunii Europene, e vorba de un ajutor de peste 1.500.000.000 de euro. Da, ați vorbit cu domnul Lupu, domnia sa este de acord, pentru că este important, există candidaturi pentru președintele Parlamentului, până unde până când nu o să ne grăbim să facem unele declarații, au trecut doar câteva ore și până când nu sunt nici rezultatele finale. De aceea eu cred că în viitoarele 2-3 zile noi vom ajunge la o formulă care va fi declarată, cred că chiar la o conferință de presă comună, de ce nu,